Ce-ați auzit? Ce s-a întâmplat? E groază prea mare, nu cu o poliție practic. Dar ce s-a întâmplat? De ce spune că e groaza prea mare? O fată vine cu femeie cu mașină la vale și nu a văzut copilul, bușit. Am tresărit mai din casă. S-a auzit? Nu, eram afară de pe acolo în spate. Și ați auzit? Da. Ce s-a auzit și claxoane de la mașină? Un singur claxon, am auzit la vale. Din curba aia de acolo. Se jucau copii aici în drum? Sau? Se jucau copii. Deci ea avea viteză prea mare. Ar fi trebuit să-și dea seama că s-a da. Copii pe stradă. Știați? Am luat și probii, că am cameră, viteză care are. Dar șoferița a schițat vreun gest, a încercat să ocolească copilul sau copiii? Nu. Nu încerca nimic. O mers cu viteză și... o izbită. Da, ea, se jucă. Știți pe fata asta că înțeleg că... Dacă mi-e vecină aici. Nu. Șoferița. Ea nu are permis. Un permis fals. Au mai fost polițaiul care i-a venit ieri. E vecin cu ei și parcă nu știu de ați ani că n-are permis. Deci se știa, pentru că și un alt vecin s-a zis că se știa că ea nu are. N-a spus mai nimeni? Fost prins. A mai fost prinsă? Da, de vreo două ori, am înțeles eu. Și nu a oprit-o nimeni? Că totuși nu s-a întâmplat nimic. Nu știu. Dar spunea care de permis legile. Fals, are permis de România fals sau de altă țară? Nu, din altă țară. Ea a fost plecată în țara aia? Cred că da, nu mai știu, mă, că nu e din zonă, de aici la Prucovași. De cum te l-a spus nimeni la poliție că conduce fără permis? Nu știu, nu pot să vă spun. Că poate se evita o tragedie. Sigur, se trebuie. Deci că am mai prins. Fost oprită de câteva ori, deci da. Se știe aici în comunitate, presupun că și cei de la poliție, de ce oare nu s-au luat nicio măsură? Nu știu, cred că ăștia nu sănătoși. Nu, polițaii sunt nu sănătoși. Fetița se juca și cu surorile ei? Da. Aici are două surori. Au fost martore la... Da. Cam câți copii erau aici în curte? Cred că erau o 7-8, cred că mai mulți. Se adună mereu aici? Da, se jucau șotron, uitați cât desenau pe asfalt pe aici. O nenorocere. E o tragedie mai mare, din 7 copii. Putea să iei mai mulți, la viteza care avea. Dar ce viteză avea? Cred că avea peste 80. Aici. În curba aia s-o legăna mașina când a trecut. Dar pe ea ați mai văzut ce? Eu fac impresia că ea nu a apăsat frână și a apăsat accelerație în timpul ăla când a văzut copilul. Eu așa gândesc, nu se putea așa ceva să nu vezi copilul că lei și nu pui frână, te duci cu el de aici și până... A zis ceva? Ea? Și nu a zis nimic. Era speriată și ea. Dar unde se ducea? A povestit? Se ducea la un neam de X, o spânzura pe aici, nu știu. Cam așa ceva am înțeles. Părinții mi-au spus că nu avea permis de conducere. Așa am înțeles. Și se grăbea sau să stabilească organele. Dar o știați pe doamna, e de aici din localitate? Au fost căsătorită, sau este căsătorită în localitate, nu știu. Dar ce a spus? A spus ceva de ce a urcat fără permis la volan? Unde se grăbea așa? Nu știu. Fetița și-a sărbat ieri ziua de naștere? Câteva zile înainte a fost ziua. Dar el a fost întâi, a fost eu tot. Se juca aici în drum cu ceilalți copii? Au fost scăpate, sunt previri, erau copii pe drum pe aici. Ce se jucau? Văd că era desenat și un șotron acolo. Bănuiesc, nu știu, nu era mai. Ca copiii. Da, și ce s-a întâmplat? A fugit, a sărit? Nu știu prea multe detalii. Dar doamna avea permis sau nu știu? Nu știu exact. O să stabilească legea. În jurul orei 18, polițiștii rutieri au fost sesizați până pe unii de urgență 112 despre un accident care a avut loc pe raza comunei Scovin. Din primele verificări efectuate la fața locului a rezultat faptul că o minoră a fost acroșată de un auto, ulterior constatându-se decesul acesteia. În cauză, polițiștii efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, precum și ucidere de culpă. Este faptul că șoferul, mai exact conducătoarea auto, a fost testat alcool scopit, rezultatul fiind zero. De asemenea, în urma verificărilor în bazele de date aparținând Poliției Române, a rezultat faptul că aceasta nu ar deține permis de conducere valabil emis de autoritățile României.